spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul. Bucură-te, mireasă, pururea feșoară. Bucură-te, mireasă, pururea feșoară. Să vină, să De ce ai venit, soră, căzând la Sfântul Altar și la această sfântă însoțire? Ia foarfecele și mi le dă. Ia foarfecele și mi le dă. Și vecilor, sora noastră, Anastasia, își tunde părul capului său în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsa, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sora noastră, Anastasia Monahia, primește paramanul spre logodirea marelui și îngerescului chip. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne, miluiește! A zis Domnul, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Domnului să ne rugăm. Așa a binevoit Dumnezeu ca în această seară sfântă de priveghere și rugăciune să ne adunăm în biserica acestui așezământ monahal, biserică nu de mult târnosită,
Biserică ocrotită de Sfântul Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, care, alături de Sfântul Proroc Ilie Tesbiteanu, sunt înainte mergătorii călugărilor și călugărițelor din Biserica Creștină. Ilie Tesbiteanul și Ioan Botezătorul sunt cei care au anticipat unul cu 800 de ani înainte de venirea Mântuitorului, Iisus Hristos, iar celălalt, Sfântul Ioan, a anticipat doar cu câteva luni venirea Mântuitorului Iisus Hristos, ei amândoi fiind pusnici, sihaștri, iubind din copilărie ascultarea față de Dumnezeu, curăția, fecioria și sărăcia de bunăvoie.